Paracetamolul este unul dintre cele mai des întrebuințate analgezice la nivel mondial, fiind administrat cel mai frecvent împotriva durerilor și a răcelii. Din cauza faptului că acest medicament este foarte popular, fiind accesibil ca preț și poate fi cumpărat fără rețetă în majoritatea țărilor lumii, cazurile de supradozaj sunt destul de frecvente. Doza standard este sigură, dar vorbim despre un medicament cu un indice terapeutic ajustabil. Doza maximă recomandată, 4 grame pe zi pentru un adult, este foarte aproape de doza care poate cauza o supradoză, iar acest lucru poate dăuna foarte grav sănătății ficatului. Medicamentele astea nu se ia după ureche. Medicamentele normal trebuie să ia la sfatul medicului, că de-aia sunt făcute, mă rog, să fie administrate numai la indicația unui medic. Pentru că luate așa, iurea îți dăunează chiar într-adevăr. Că, mă rog, substanța aia care este în medicamentul respectiv are o anumită, cum să vă zic eu, deci se aplică pentru un anumit diagnostic, să zic așa. Și dacă lei te doare mâna și iei paracetamol, păi nu, dăunează, îți atacă ficatul, îți atacă diverse organe. Toată lumea, dacă are câte ceva, ia câte un paracetamol, dar acesta luat în exces poate afecta sănătatea. Dumneavoastră, ce părere aveți? Nu știu, eu iau când am nevoie. Iarna este sezonul virozelor respiratorii, iar foarte multe persoane aleg automedicația atunci când se simt rău. Unul dintre cele mai des utilizate medicamente în cazul răcelilor este paracetamolul. Acesta este inofensiv dacă este administrat în doze mici, la sfatul medicului de familie, dar dacă se depășește doza recomandată, poate deveni extrem de toxic, uneori chiar fatal. Păi paracetamolul, dacă îl iei, să nu îl iei prea mult, așa, să nu faci abuz, că face rău la stomac sau cine știe cumva, dar așa, mai bine iei unul pe zi, dacă ești răcit, dacă așa o răceală așa simplă și să ceaiuri din ăștia care sunt acum, ceaiuri cu lămâie, cu trebuie, cu ceaiuri din ăștia. Mai exact, este dovedit că dacă se exagerează administrarea de paracetamol, funcția hepatică este grav afectată. Important de subliniat este și faptul că paracetamolul se eliberează în farmacii fără prescripție medicală, existând astfel pericolul unui supradozaj.